Pentru elevii claselor a 8-a, anul școlar se încheie mâine mai devreme cu o săptămână decât pentru ceilalți elevi. Aceștia trebuie însă să se pregătească pentru evaluarea națională care va începe în doar câteva zile. La Dej, 96 de absolvenți de clasa 8-a de la școala Avram Iancu și-au luat rămas bun cu lacrimi în ochi de la profesori și colegi. Iată că astăzi 96 de suflete, absolvenții claselor a 8-a de la școala Avram Iancu și-au luat zborul spre alte drumuri, spre alte căi care le rezervă viitorul. A fost o festivitate, spun eu, reușită, cu un număr de aproximativ 800 de persoane în jurul nostru. Au fost și lacrimi, au fost și zâmbete, așa cum este de fiecare dată la finele unui ciclu din viața absolvenților, a copiilor, a tuturor celor din mediul educațional. Totuși, absolvenții nu au intrat în vacanță. În perioada 18-20 iunie trebuie să se înscrie la testarea națională care începe în 25 iunie cu proba scrisă la limba și literatura română, iar în 27 iunie vor susține proba la matematică.